Federer și-a făcut treaba seara asta, chiar s-au autodepășit, la dovadă că sunt capabile să mobilizeze. Pierderea Cerasele Pătrașcu și aurul va putea să compenseze această pierdere. Pătrașcu a fost scoasă pe brațe din spațiul de concurs. Medicul competiției a asigurat pe antrenor și oficial că nu e vorba de ruptură, dar ligamentele încrucișate și cel colateral sunt afectate. Izbașa, Nistor și Tămurjan s-au mobilizat și au reușit să încheie concursul cu evoluții sigure la bârnă și sol. De altfel, cele trei sunt calificate în trei finale. Nistor la paralele și bârnă, Izbașa la bârnă și sol, iar Ana Maria Tămurjan a creat surpriza calificându-se a patra la sol. Avem 5 puncte peste Rusia, numai că trebuie să arătăm tot ceea ce am muncit în antrenament, să dovedim în concurs, să ne expunem marfa și noi sperăm că medalia de aur e a noastră.